Bună seara, ne-am revenit. Ca la toate activitățile noastre, începem cu o rugăciune. Împărate Ceresc, Înghețorul de Iubitorul, care crede în tine și pe toate că primești mistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășuiești pentru noi. Și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecilor celor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dracuvioasă Părinte, binecuvintează! Până este Dumnezeu, ca să dar, ca să iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Bună seara, bine ați venit. Eu o să vă plictisesc un minut rolul meu fiind acela de a-l prezenta pe Părintele Justin. Privind în sală, îmi dau seama că ar fi inutil tot ceea ce vă pot spune pentru acei care poate nu-l cunoașteți. Părintele Justin este un tip fascinant. Vă invidiez pe acei dintre dumneavoastră care nu l-ați cunoscut pentru plăcerea de a descoperi. Aș vrea spune două cuvinte despre motivul acestei conferințe. Poate vă întrebați de ce o școală în secolul 20, care nu e așa, am evoluat atât de mult de-a lungul secolului, de ce mai vorbim despre un om care a trăit acum 1600 de ani. Motivul pentru care am dorit să vorbim despre acest om, o să vedeți din prezentarea Părintului, nu e vorba atât de principiile de viață în scrierile Sfântului Ioan Casian, ci e vorba despre principiile vieții fără de moarte. Noi am constatat la școala Crâncovenească că lumea a luat-o razna. Adică vedem un program de învățământ că istoria nu mai e predată corespunzător, vedem că se dorește scoaterea religiei din școli, vedem că se promovează homosexualitatea și mai mult decât atât a început această nebunie a identității de gen. Adică sexul nu mai este dat de cum te-ai născut, ci cum îți închipui tu că ai putea fi. Această ideologie a identității de gen, care deja este prezentată în programa școlar în Canada și în Statele Unite, a dus deja la o mare aglomerație la clinicile de psihologie și psihiatrie cu copilași care efectiv au luat-o razna datorită acestei educații. Ei, acesta este motivul pentru care am vrut să discutăm și l-am rugat pe Părintele Justin să ne prezinte niște principii de viață care să ne asigure și fericirea copiilor noștri și fericirea noastră și certitudinea că viața veșnică există. Părinte Justin, vă rugăm.